Cei 155 de ani de funcționare a Consiliului Județean Gorj au fost marcați printr-un eveniment cultural-artistic, mai exact printr-o rememorare a vremurilor cu sprijinul actorilor Teatrului Târgu Jiu. În sala de ședință, actorii au dat viață aleșilor care, în urmă cu peste un secol și jumătate, decideau soarta județului. 96. Ora. După verificarea actelor de investire cu titlul de consilier județean, se proclamă de consilier ai județului Gorj următoarele 12 persoane. Zanfir Tăreac, președinte de consiliu. Domnul Constantin Nebot. La înființare, Consiliul Județean avea o altă componență. Pe 26 octombrie 1866 avea loc aici la Târgu Jiu prima ședință a Consiliului Județean, o instituție care acum se contura și care, firește, avea un număr mai restrâns de membri și o particularitate în sensul că era condusă respectiva ședință de către prefectul județului de atunci. E bine, noi am gândit pentru astăzi, 28 octombrie este adevărat, pentru că 26 era în ziua de sâmbătă, am gândit pentru astăzi un program mai special, oarecare festivitate care să individualizeze ceea ce s-a întâmplat acum 155 de ani în ochii opiniei publice gorjene. Aș vrea să vă spun că activitatea de astăzi se realizează după un scenariu realizat de către domnul director al Centrului de Cultură Ion Cepoi, cu susținerea artistică a actorilor de la Teatrul Elvira Godeanu. Avem în program vernisajul unei expoziții care să imortalizeze imagini de epocă. Această expoziție este aici în holul prefecturii, după care se va derula momentul efectiv, care va consta din lansarea unei cărți, protocoalele Consiliului Județean. Este vorba de o reeditare, numai că de data aceasta cartea are și componența Consiliului Județean de atunci și componența Consiliului Județean actual, motiv pentru care, sigur, consilierii județeni vor fi cei mai în măsură ca să aprecieze gestul nostru față de ei. În cadrul aceleiași acțiuni, în holul din Palatul Administrativ a fost vernisată o expoziție de fotografie cu imagini de la 1864.